În acest weekend, după cum bine știți, a venit și moșul și să știți că a fost destul de darnic anul acesta, un moș care n-a uitat de existența noastră. Dacă a venit moșul și pentru notul argeșan, vom afla de la invitatul meu de astăzi, nimeni altul decât Iuliu Berca, coordonatorul secției de not de la CSM Pitești. Salutare, Iuliu, bine ai venit alături de noi! Salutare și ție și telespectatorilor, mulțumesc frumos de invitație! Iuliu, vreau să te întrebăm dacă a venit moșul și la tine. Mă, să știi că a venit. Da? Surprinzător, deși în seara când moșul nu a venit, eu nu am fost acasă, că am fost plecat în deplasare cu cei mici la Bacău. Da. Când am ajuns acasă, moșul deja își lăsase darurile acolo, mă așteptau, nu le luase nimeni. Da? M-am bucurat de ele și, ce să zic, e bine că a venit pentru că este o sărbătoare frumoasă la noi, la români, și bine ar fi să dăi noi așa tot timpul. Trebuie să te întrebăm... Ce s-a întâmplat la Bacău? Hai să le spunem telespectatorilor. Măi, noi am plecat la Bacău cu un obiectiv de 5 medalii. Am fost 18 sportivi, mă rog, și antrenorii cu ei. Am zis 5 medalii pentru că singurul sportiv pentru care noi credeam că o să se urce pe podium era vorba de David Cârciumărescu. Da. S-a și urcat de altfel pe podium, dar pe lângă el a mai fost un sportiv, Iacob, care a reușit și el o medalie de bronz în proba de 200 metri mix, o medalie foarte frumoasă și cu un finish foarte spectaculos în această probă. Îl felicit încă o dată și pe această cale. Și ștafeta băieților de 11 ani și în proba de 4.50 mixt și în proba de 4.50 liber au reușit să se urce. De fapt, nu au reușit. S-au urcat pe locul 2 al podiumului și la o fracțiune de secundă de locul 1 și în prima ștafetă și în a doua ștafetă. Per total, așa, moșul ne-a adus multe medalii pe lângă ce stabilisem noi acolo. Stabilisem 5, au fost 7 până la urmă, 2 au fost de aur, 3 de argint și una de bronz. Pe lângă aceste medalii pe care le-am adus de acolo, avem și un nou record național în proba de 50 metri fluture. Este vorba de sportivul Cârciumărescu David, care, pe lângă faptul că a luat locul întâi, a reușit să facă și cel mai bun timp din țară la vârsta de 11 ani și îl felicit. Tot Cârciumărescu David a reușit și medalie de bronz în proba de 50 metri liber, medalie de argint în proba de 50 metri liber, medalie de bronz în proba de 50 de metri spate și în proba de 200 metri liber tot locul întâi. Deci medaliile cele mai multe, tot ale lui David Cârciumărescu au fost. Dar pe lângă el și ștafetele băieților, locul 2 și Iacob, care a luat locul 3, Iacob Mihai. Au fost niște rezultate frumoase care ne-au bucurat și uite, n-am țipat degeaba să fac galeria acolo, chiar dacă mă vedeți acum răgușit, nu sunt din cauza vremii, sunt un pic răcit, dar nu asta este motivul, ci galeria pe care am făcut-o eu și toți sportivii și toți colegii mei antrenori a fost de folos. Măi, mă bucur foarte mult că iată, a fost atât de darnic moșul. Iată, spunem acum cu mândrie că o altă stea a notului argeșan este pe cale să devină celebră, nu? Care dintre ele? Aici mă refer la David. Bineînțeles. Da. Deci David nu este primul lui concurs la care face recorduri naționale. Să știi că are și un plus de greutate, deci nu ne așteptăm la acest record național. Antrenorul lui, e vorba de Bogdan Chiriac, colegul meu, mi-a și spus înainte de competiție, probabil lui era un pic temător că nu o să reușească să meargă niște timp fabuloși. Mi-a spus, măi, are un kil în plus ăsta decât aș fi vrut eu să aibă acum. Știe și el, știe și Tasu. Maică s-a nu prea înțeles care e treaba să-l mai taie un pic de la mâncări. Dar se apropie iarna, lumea mănâncă un pic mai gras, acum ce să-i faci? El este copil, poftește, probabil când va mai crește în vârstă, își va da seama că anumite alimente chiar trebuie excluse din mâncarea de zi cu zi al unui sportiv de performanță. De performanță. Într-adevăr, noi am mai discutat despre dietă. Într-adevăr, am punctat ceea ce era de punctat atunci. Totuși, hai să spunem telespectatorilor, Glință a intrat în istorie. Da. Așa este. Deci, este probabil știrea cu care trebuia să începem această ediție. Sportivul piteștean, pentru el chiar a venit moșul încărcat cu darul de această dată. În sfârșit putem spune că ceea ce Glință trebuia să reușească a reușit în acest moment. Sincer, nu mă așteptam la așa un rezultat fantastic al sportivului Glință. De acum încolo, cu siguranță nu o să mai conteze niciodată dacă Glință este sportivul CSM Pitești sau nu, este piteștean,
este al nostru și așa va și rămâne. Ca să faci un nou record mondial de juniori, adică să fii cel mai bun junior de pe tot globul pământesc la o anumită probă, este un lucru mare. Și cred că asta se simte deja în tot, nu numai în tot notul românesc, ci în tot sportul românesc. Clința este deja pe buzele tuturor iubitorilor de sport și cu siguranță va rămâne acolo pentru multă vreme. Probabil toți se așteaptă acum ca la Olimpiada, ce va avea loc anul viitor, luna august la Rio, Clința să se urce pe podium și să facă valuri și să sperie tot mapamondu cu rezultatele lui fantastice. Nu vreau să se aștepte lumea la așa ceva. Record mondial de juniori înseamnă record mondial de juniori. La Olimpiadă nu participă juniori. Da? Deci acolo la seniori avem senior și junior. Crema la crem. Exact, dar să știi că și Glință, așa cum este el junior anul ăsta, anul viitor senior, rezultatele lui nu mai sunt românești, de domeniul timpilor din România, nici măcar Europa. Sunt de domeniul globului pământesc. Asta este un lucru mare. Sincer, mă bucur că o spui cu atâta bucurie. O spun cu mândrie, să știi. Să produci un sportiv la clubul la care ești coordonator, să ai lângă tine pe marginea bazinului un antrenor, e vorba de Ciobanu Viorel, care a produs un sportiv de această talie, este într-adevăr o mândrie pentru secția noastră de not și țin să menționez că nu cred că a trecut vreo ședință a noastră, a staffului CSM și antrenorilor, sau o să treacă vreo ședință multe luni de acum încolo, fără să fie menționat acest sportiv. În continuare, noi îl avem la inimă pe Glință, o să fie premiat și la festivitatea de sfârșit de an a CSM Pitești, care se va desfășura săptămâna viitoare, pe data de 15. În continuare îl vom ține aproape și vom încerca să facem tot posibilul acolo unde altcineva nu suplinește, cu siguranță vom interveni noi, pentru că este piteștean, așa va rămâne indiferent de ce va face, poate să-și ia cetățenie din Papua Noua Guinee, Papua Guinea, că nu mai e nouă, nu contează, tot piteștean al nostru rămâne. 50 de secunde și 77 de sutim. Este fantastic de mult, deci nu m-am așteptat, eu sincer... Care este timpul unui junior aici în țară, ca să ne facem așa o comparație? Este, deci eu antrenez un sportiv, se numește Iordăchescu Bogdan, care a cucerit medalia de bronz la campionatul de la Hunedoara, în proba de 100 metri spate, cu aproape un minut, deci nici măcar 10, sunt aproape 10 secunde între timpul lui Glință și timpul celui de pe locul 3. Dar la un 55 de secunde găsești și în România să se meargă. Deci până la 55 de secunde. Este foarte mult. Este un prag pe care în România un alt român îi va fi, zic eu, câțiva ani de zile de aici încolo, imposibil să-l atingă. Este un fel de, pentru junior, este un fel de Serghei Bubca din atletism. Deci se vor bate pentru locul 2 și probabil își vor lua mult timp de acum încolo gândul de la a face un record național, pentru că îți dai seama că implicit este și record național de juniori. Dacă este mondial obligatoriu, este și deci național. Record mondial, da, de juniori pentru Robert Glință la această probă 100 de metri spate în Israel a avut loc, campionatul european de not, nu? Da, campionatul european de not în bazin scurt, cu 25 de metri, desfășurat în Israel la orașul Netanya. Un concurs deosebit și va rămâne, să știi, cum ai spus la început, că a făcut istorie, va rămâne în istorie acest timp, mult timp. Da, iată, vorbim acum de această dată, Robert Glință a stabilit un record mondial, a intrat în istorie. Cu siguranță, de aici înainte, totul depinde de doar de Robert Glință, cât de să mult știi poate că nu să... depinde numai de Robert Glință. De eu cred că la ora actuală aici vorbim de un alt nivel oricum. Asta vreau să spun. Senior... Asta vreau să spun. Deci de aici încolo, de fapt, cam de un an de zile încoace și probabil sper eu mulți ani de aici încolo, nu mai există doar Glință. Pe lângă Glință acum este o echipă foarte mare de specialiști care conlucrează toți pentru rezultatele cât mai bune ale sportivului. Deci aici nu mai vorbești cum este la secția de not de la CSM Pitești, unde ai un masseur dacă îl plătești tu cu bani din buzunar sau ai un preparator fizic care să facă exercițiile pe uscat cu sportivul, doar dacă ești prieten cu un preparator și te ajută și îl mai ajuți tu cum poți. Aici se vorbește într-adevăr de o întreagă echipă care acoperă absolut toate domeniile de specialitate care pot conlucra la performanțele unui sportiv. Se întâmplă acum cu Glință ceea ce s-a întâmplat cu Diana Mocanu, când aceasta a câștigat atunci medalia la 200 de metri spate.
locul întâi, se întâmplă același lucru acum cu Glință. Numai că Glință, față de Diana Mocanu, țin să menționez că arată și fizic și psihic mult superior și mă aștept la lucruri foarte frumoase de aici încolo. Spune-mi, te rog, care a fost totuși timpul cu care s-a câștigat această probă? Habar nu am. Habar nu am. El a ieșit pe locul 7, am impresia, da, în finală. La senior? La senior, bineînțeles, la senior. Da. Să înțeleagă, deci, toată lumea, adică... În bazin scurt, el este al 7-lea timp din lume. Și de-abia are 18 ani. Îți dai seama că implicațiile sunt foarte mari aici. Să nu cumva să crezi că timpul care s-a câștigat proba a fost undeva la 40 de secunde. În niciun caz, nu, tot acolo. În finala cea mare, la probele de sprint mai ales, adică probă de 50, 100, chiar și 200 de metri, este una foarte strânsă, oricum. Bineînțeles, primii 8 timp se desfășoară cam într-o jumătate de secundă. Deci acolo. Acolo. Poate o unghie lăsată mai mare la mâna dreaptă cu care a făcut sosirea sau, eu știu, un feeling unde a simțit, ar fi putut să simtă startul și mai bine de atât, așa seară, și mai rapid, este o viteză de reacție la uzul sunetului de start, ar fi putut să-l facă pe Glință chiar să urce pe podium. Acolo este un pic de șansă, de flair, de felul cum el își gândește și nu știu dacă și de tactică neapărat, pentru că într-o 100 de metri nu prea ai timp să mai faci tactică. Tragi, să dai tot ce e mai bun. Tragi de la început până la sfârșit, numai că și asta se întâmplă, din păcate, și la senior, de foarte multe ori vezi că ei, când trag foarte tare, uită să mai lucreze și cum trebuie, uită de tehnică. Deci am avut sportiv și nu vreau să-i menționez numele acum, dar dacă se uită, el știe cu siguranță că despre el este vorba, care a doua parte a cursei a notat-o numai în culoar. Deci a ieșit din apă julit pe mâna dreaptă. Bine că nu l-au descalificat. Deci a uitat complet de tehnică, a mărit intensitatea la maxim, efectiv, cât a putut să ducă. Cei drept, timpul a fost foarte bun și la el, dar putea fi și mai bun dacă ținea cont de tehnică. Deci aici constă un sportiv de înaltă performanță să fie mai presus decât ceilalți. Da? Când tragi pe rupte, noi pe rupte ne place să spunem așa, am fost obișnuiți de mici, trebuie să ții cont și de tehnică și cu siguranță Robert a ținut cont și de asta. Bun, hai să nu-l uităm nici pe Bogdan. Nu avem cum să-l uităm pe Bogdan. Bogdan, din ultimele informații, era prin Franța. Acum o oră am vorbit cu domnul Ciobanu Viorel. A fost în Franța, se antrenează în România, se antrenează cu Viorel. Se pare că din ianuarie se va întoarce în Franța să se antreneze cu antrenorul de acolo. Ar fi un plus foarte mare pentru Bogdan. Are și o certitudine din partea Federației Române de Natație și Pentatlonul Modern că dacă se va apropia de baremul de participare pentru Rio, atunci va fi și componenta lui. El este aproape oricum. Este aproape. Bine, secundele sunt mai multe, dar este vorba de 1500. E vorba de 30 de bazine. Când vorbim de bazinul din Pitești, este vorba de 60 de bazine dacă vorbim de bazinul de la Mioven sau bazinul în care Glința a făcut acel nemaipomenit record. Deci sunt secunde care în urma unui antrenament desăvârșit ar putea fi toate îmbunătățite sau nu neapărat, dar oricum, cu promisiuni din partea Federației că dacă se apropie de acest barem va putea merge la Olimpiade, eu cred că și Scarlat va da nu tot ce este posibil, ci mai mult decât atât, pentru că este un sportiv și el de talie internațională, care știe la momentul acesta, el știe cum să-și parcurgă cursele, să își meargă cel mai bun timp. Deja, în săptămâna aceasta, ar fi trebuit să participe la o competiție în Ungaria, la Ghior, pentru a se apropia de barem, dar au convenit antrenorul, federația și sportivul să nu participe la această competiție, ca să nu-i strice planul de pregătire, să încercăm acest barem undeva prin luna februarie. Deci toți ochii sunt pe lângă Glință și pe Scarlat Bogdan. S-ar putea, Doamne ajută, de ce nu, să avem doi participanți la Olimpiadă. Ce frumos ar fi ca ambii sportivi să fie produsul natației piteștene. Plecarea la Cluj te-a surprins? Plecarea la Cluj nu m-a surprins absolut deloc. Deci sunt sportivii care încă nu la CSM Pitești și sunt sportivi de medalie care se urcă pe podium, care au rămas la CSM Pitești, dar sunt alți sportivi care au timp mai slabi, medalii mai puține și au plecat la cluburi care le sunt remunerate aceste medalii. S-ar putea să se întâmple și cu alți seniori de la secția noastră, de la Înot. Era normal ca Glință să plece la un club de teapa Ucluj, pentru că Ucluj îi dă o sumă foarte mare de bani pe care noi
Nu, legal oricum nu avem voie să dăm conform monitorului oficial, dar niciun sponsor adecvat nu am reușit să găsim ca să se ridice la acea sumă de bani. Nu știu dacă despre ce sumă este vorba, eu știu. Ne poți spune? Bineînțeles, este vorba de 1500 de euro pe lună. Sunt bani care, pentru notul românesc, sunt foarte mulți. Este vorba de o indemnizație lunară asta. Da? Dacă vii și aduci fotbaliști din divizia B care iau atâta, nu mă mir și nu se mire nimeni. Dar în not să știi că este o sumă destul de mare de bani. Vorba domnului director al CSM Pitești, domnul Dinu, a zis: dacă mă chimai pe mine la negocieri, eu îți scoteam 2500 de euro pe lună. Și are dreptate. Că mai sunt câteva luni până la Olimpiadă, sincer, cred că ar fi dat și 3000 de euro pe lună, numai să-l țină acolo, să înoate pentru Cluj. Într-adevăr, iată, Cluj reușește să pună mâna pe perla notului românesc. Da, este un club care nu își primește banii de la stat, de la Ministerul Sportului, în măsura în care nu primim noi, deci noi suntem strict legați de acei bani care primim de la București. Cluj, pe lângă asta, au și studenții, au alte surse de venituri și le permite legea să poată să premieze sau să plătească indemnizații de cât stabilesc dânsii, de cât au ei nevoie pentru a ține un sportiv de teapa lui, și felicitări lor. Trebuie să le spunem telespectatorilor faptul că Robert Glinț a apărut astăzi cam în toată presa. Este probabil omul zilei, ceea ce ne bucură, că nu de mult timp, trebuie să recunoaștem, îl aveam pe la emisiune pe aici, pe la noi. Da, așa este, așa este. Și atât grație domnului Ciobanu, cât și celor care s-au implicat foarte mult. S-au implicat toți. Da, s-au implicat foarte mult. Felicitări, așadar. Iată, Robert Glinț a stabilit un record mondial și devine în acest moment probabil unul dintre viitorii campioni. Sper din tot sufletul. Doamne ajută. Chiar avem nevoie să știi, să auzim de el și în continuare. Mă întrebai mai devreme cu cât s-a câștigat proba. Păi când am observat pe Facebook, că pe Facebook ne-am obișnuit să urmărim, să vedem imediat cam tot ce în se timp întâmplă. Real, cam tot ce se întâmplă. Și dând un reload al paginii, am observat acolo o fotografie, era un print screen pe calculator, unde scria Robert Glinț România și timpul, și nu înțelegeam ce se întâmplă. Îți dai seama că am fost un pic bulversat, că nu prea corespundea timpul pe care l-am mers cu proba la care știam că participă. Mi se părea un timp prea bun, a zis, bă, nu se poate, a notat craul, a pus 100 craul azi în loc de 100 spate, și am citit comentariile mai jos și deja mi-am revenit, da, mi-am revenit și ne-am luminat toți și ne-am bucurat sincer toți pentru rezultatul remarcabil pe care l-a făcut. Bun, Glinț așadar, iată, dragi spectatori, intră în istorie. Hai să vedem dacă CSM-ul intră în istorie. Am avut un buget generos anul acesta, slavă lui Dumnezeu. Nu neapărat generos, dar față de ultimii ani în care am fost obișnuiți să ne drămuim foarte mult la fiecare bănuț care l-am avut acolo pentru a reuși să mulțumim toți sportivii, anul acesta nu numai că absolut toate indemnizațiile s-au plătit lună de lună și CSM Pitești nu are datorii către nimeni, am reușit să ținem sportivii mulțumiți. Medaliații au parte de cantonamente la acest sfârșit de an. Cei care au rezultate naționale de podium la competiții oficiale știu și sunt conștienți și au văzut și ei legile că nu pot fi premiați, nu că nu avem cu ce, că am fi avut să știi cu ce să-i premiem și tare bine ar fi fost și pentru ei, că până la urmă ar fi fost bine și pentru noi antrenorii ca sportivii să fie premiați, dar se pare că au înțeles și sper eu că anul viitor, dacă acest buget a fost un pic mai mare decât ne propusesem noi la începutul anului, anul viitor să fie cel puțin la fel ca asta. Spune-mi dacă ai tras linie pentru 2015. Nu am calculat încă medaliile, pentru că mai urmează încă o competiție națională de obiectiv. Este vorba peste două săptămâni, 17-20 decembrie, avem campionatul național de poliatlon, cadeți, băieți 12-14 ani, și sunt mulți sportivi care acolo se vor urca pe podium. Și deci, era o cupă, Cupa Moș Crăciun, se mai ține? Da, la Cupa Moș Crăciun, medaliile de la Cupa Moș Crăciun nu le putem însuma cu medaliile. Acolo puteam să mergem și noi să participăm. Da, pentru că dacă însumesc medaliile de la cupele Moș Crăciun, Cupa CSM Pitești, Cupa, eu știu, Sinfonia Lalelor și așa mai departe, ajungem la dublul medaliilor care de fapt le luăm și nu facem chestia asta, suntem și noi un pic cu obraz, doar medaliile naționale de obiectiv și internaționale. Deci sunt medaliile la competițiile care cu adevărat se iau foarte greu medalii. Ălele însumăm, oricum, cum ai întrebat,
așa, în mare stăm bine, stăm un pic mai bine ca anul trecut și deja s-au cumulat, s-au pus pe sportivi, pe antrenori și în două săptămâni vom avea și finalul. Ce s-a schimbat în notul Argeșan, să spunem, în 2015? Măi, nu s-a schimbat foarte mult pentru cei care privesc din afară. Dar să știi că noi vedem, să știi, schimbări. Deci de când s-a schimbat conducerea federației, deja altfel se pune problema când este vorba de un sportiv bun. Observăm și noi că cei mici de 9 ani au o șansă în plus la a fi văzuți și la a fi ajutați de către cei care ajută notul românesc. Este vorba de acea competiție care se desfășoară deja de 2 ani de zile, Cupa Camelia Potec. Se ține la Izvorani, într-un bazin descoperit și toți copiii care se urcă pe podium sau care nu neapărat dacă se urcă pe podium, dar arată foarte bine și arată că ar putea fi viitor campioni, sunt susținuți, li se oferă echipament, li se oferă cantonament de pregătire sau de refacere, depinde în ce perioada anului este făcut acel cantonament și sunt luați în seamă și asta pentru copii înseamnă foarte mult. Ei, îți dai seama, dacă participă la prima lor competiție la 10 ani, campionatul de copii 10 ani de la Arad, pe podium acolo ei nu pot lua nimic în afară de acea medalie și se simt nebăgați în seamă. Odată cu acest program Camelia Potec, deja să știi că se văd campionii. Sunt altfel îmbrăcați, în sensul nu că sunt îmbrăcați mai curat decât ceilalți, nu. Sunt îmbrăcați cu acel training pe care scrie Camelia Potec, se vede că este un sportiv care ochii federației sunt pe el acolo și este urmărită traseul pe care îl luată la final. I s-a pus o emblemă, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Deci, din punct de vedere al copiilor, să știi că s-au făcut schimbări majore. Deci nu oarece schimbări majore. Din punct de vedere al notului, putem vorbi și de cele trei baze, noi baze sportive care se construiesc în România. Una dintre ele este la Brăila, la Oradea ar fi altă bază foarte mare de not și una nu țin minte exact unde este, de fapt se pare că nici nu se știe exact unde va fi. Dar să faci trei baze noi în România, dotate exact așa cum este și un bazin ultramodern dintr-o țară foarte civilizată, este un lucru mare pentru noi. Și mai ales într-o țară în care avem bazin, avem, cred că, 6 bazine de 50 de metri în care se pot desfășura competiții oficiale, naționale, dar care, la nivel mondial, să știi că nu pot fi omologate. Deci este un lucru mare pentru noi. Iuliu, îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de noi aici cu aceste informații. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dragii mei. Rămâneți alături de noi. Urmează din nou evenimente absolut la zi.